Bun găsit, stimați telespectatori, suntem la televiziunea Cromtel aici la Rădăuți, la emisiunea Raport de Eveniment. Aș spune că ediția de astăzi este o ediție deosebită sau altfel decât cele de până acum, pentru că pentru prima dată în studio aici la Raport de Eveniment avem un consilier guvernamental, mai exact pe colonelul în rezervă Sorin Popovici, consilier guvernamental, consilier al Consilierului de Stat, domeniul managementul situațiilor de urgență. Domnule colonel, am greșit sau n-am greșit? N-ați adăugat să spun cine este consilierul de stat, dar spuneți cu siguranță dumneavoastră intenționat pe semne l-ați lăsat. Întâi și întâi mă bucur și vă mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat ca de fiecare dată, ca și în anii trecuți. Mă bucur că sunt în studio aici alături de dumneavoastră, alături de telespectatorii dumneavoastră. Eu spuneam la început, mă scuzați că vă întrerup, că ediția de astăzi e cu siguranță altfel decât cele anterioare, pentru că noi aici în studio nu ne-am văzut de ceva vreme, pentru că dumneavoastră ați îndeplinit calitatea de comandant al pompierilor rădăuțeni o bucată bună de vreme și țin să vă mulțumesc și acum, ați răspuns de fiecare dată invitațiilor pe care vi le-am făcut, de altfel și la evenimentele care s-au derulat în acea perioadă. De asta vreau să vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc. Domnule colonel, dumneavoastră ați ieșit la pensie în urmă cu ceva vreme, dar ați fost, așa cum v-am cunoscut, și sunteți o persoană activă. La acest moment sunteți consilier guvernamental, dar dacă l-aș ruga eu pe Sorin Popovici să fac un scurt CV-ul, cu ce ați începe? Aș începe să spun că am o familie minunată care efectiv mă ajută efectiv să fac ceea ce fac acum. Am absolvit liceul la Siret, liceul auto de la Siret. Am făcut armata la pompieri prin anii 85, un an și 8 luni, după care cum era în trecut în câmpul muncii și toate celelalte activități, am făcut școala de ofițeri, 3 ani școala de ofițeri, ofițeri activi de pompieri, iar din 90 am devenit ofițer. Ca ofițer am fost locțitor cu an de companie la Sighetul Marmației, ulterior la Suceava, după aproximativ jumătate de an am devenit comandantul companiei de pompieri Suceava, am stat acolo cam 3 ani și am venit comandant de companie la Siret. După circa 3 ani de zile, locțitor comandant de detașament de data aceasta și la Rădăuți și în ultimii 10 ani am fost comandant de detașament la Rădăuți. În toată perioada asta am avut posibilitatea să lucrez și am avut șansa, onoarea să lucrez și în puternicii prim adjunct la Suceava, dar partea cea mai frumoasă a lucrurilor, zic eu, e cea legată de jumătatea de an pe care am desfășurat-o ca activitate la Centrul Național, Centrul Operațional Național București, unde pe final, în ultima lună, am fost chiar desemnat ca șef centru. De ce spun pe ultima lună? Pentru că până în acel moment am fost șeful biroului de pregătire a intervenției, analiza intervențiilor și deci ultima lună șef Centrul Operațional Național. Am considerat vis-a-vis de, cu siguranță, mai prezentat în emisiunile dumneavoastră, faptul că îmi doresc acel poligon, acel copil în ghilimele pe care l-am inițiat la Siret, să reușim efectiv să-l aducem la nivel național, să fie cunoscut, lucru care s-a și întâmplat. Ăsta este motivul pentru care am renunțat la București și m-am întors aici, în mijlocul rădăuțenilor. Am trecut în rezervă acum un an și ceva. Nu am putut să îmi găsesc liniștea, recunosc că după prima lună în care m-am plimbat prin Kaufland, prin Lidl, prin Dedeman cu căriciorul și nu-mi găseam starea, după 30 de ani efectiv de alarmă, de zbucium de celelalte, vă dați seama că nu puteam accepta. Am încercat să continui și nu am prezentat, am reușit și împreună cu echipa de la Siret să publicăm câteva lucrări de specialitate. Credeam că, eu știu, continuând acele lucrări îmi va fi mult mai ușor, însă printr-o înțelegere, printr-un contract de colaborare cu ISU Suceava, cu domnul general Burlui, am avut o convenție prin care
am lucrat un an și ceva efectiv zi de zi pro bono în poligonul de la Siret. În urmă cu 3 luni de zile, eu știu munca desfășurată până acum, toate celelalte activități, mi s-a făcut propunerea, a fost o analiză vis-a-vis de CV-ul meu, de ceea ce am făcut și în cadrul guvernului, apărând niște modificări vis-a-vis de organizare, domnul colonel Radu Țipișcă, care cu siguranță mi-aduc aminte că a fost de câteva ori în studio aici la dumneavoastră și ați făcut câteva emisiuni, datorită experienței pe care a avut-o, datorită, eu știu, funcțiilor de comandă și execuție pe care le-a îndeplinit în cele două județe, pentru că știu sigur că v-a explicat că domnia sa este originar din Botoșan, din Dorohoi, datorită proiectelor naționale pe care le-a desfășurat și dacă va fi nevoie le vom mai dezvolta, dar cu siguranță sunt convins că poate și dumnealui va ajunge în studio și va prezenta mai pe larg, vis-a-vis de activitățile și proiectele pe care le-a avut pe programe transfrontaliere cu vecinii noștri din Ucraina și din Moldova, prin decizia primului ministru a devenit consilier de stat în cadrul aparatului propriu al prim-ministrului. Domnia sa a avut posibilitatea să aibă în cadrul cabinetului doi consilieri, un specialist și un jurist. Specialistul am fost ales eu, iar colonelul Radu Constantin, fost jurist, șef serviciul la noi la IGSU, este juristul din cadrul cabinetului. O echipă care efectiv de două luni de zile a trecut la treabă și cu siguranță vă voi răspunde în funcție de ceea ce mă întrebați, ceea ce am reușit să facem până acum și ceea ce ne-am propus în continuare. Ați spus dumneavoastră de două luni de zile, dar eu sunt sigur, na, e o perioadă scurtă, dar eu sunt sigur, cunoscându-vă pe dumneavoastră, într-o oarecare măsură, sunt sigur că ați reușit sau poate că dumneavoastră sunteți liantul în a forma o echipă bună acolo, o echipă care funcționează. Sunt convins și trebuie să acceptăm că, eu știu, echipa este foarte bună și știți că întotdeauna când am venit în emisiune la dumneavoastră, cuvântul echipă l-am folosit foarte des. Așa este. Am avut posibilitatea mai bine de un an și jumătate să-l cunosc foarte bine pe domnul consilier de stat, colonel Radu Țipișcă, și am înțeles efectiv că mare parte din munca noastră, experiența noastră din operativ, cea de 30 de ani, mesajul pe care am vrea să-l ducem în reprezentând pompierii din România, poate acum să ajungă mai ușor personalului domnilor din guvern. Vă dați seama că tocmai faptul că există acum acest precedent, pentru că niciodată pompierii nu au avut o asemenea reprezentare în cadrul guvernului. E clar că de obicei când ai un țel, când ai o dorință și dovadă este că am reușit noi la Siret, într-un orășel de provincie, spunem noi, să facem primul centru național, să aducem acel proiect național în valoare de 5 milioane de euro. E clar că atunci când ne propunem, putem realiza, dacă avem cu adevărat un țel mai măreț, mai sigur. Am simțit acum și de asta și mă bucur și sunt onorat că efectiv fac parte din această echipă și putem cu adevărat să ducem mesajul întregului sistem de situații de urgență mai repede acolo în guvern. A nu fi înțeles că mesajele nu sunt duse, dar cu siguranță când prezența zi de zi este acolo, când se vorbește zilnic de pompieri, de pompieri militari, sunt onorat și simt efectiv și acum acea trăire deosebită și mă bucur că sunt acolo. Eu vreau să vă întreb cum ați făcut această trecere, pentru că dumneavoastră ați fost operativ, nu v-ați desfășurat activitatea de 30 de ani într-un birou, într-un colț acolo, eu știu, redactând un raport sau ceva de genul ăsta. Dumneavoastră ați fost operativ, mi-aduc aminte de atât cât am văzut eu la incendiile, la evenimentele pe care le-ați avut aici în zonă. Cum a fost această trecere de la operativ la munca de la București? Cei cu care mă întâlnesc în permanență acum îmi spun că sunt mai calm, că sunt mai liniștit.
bănuiesc că e de bine dacă îmi spun lucrul ăsta. Este clar că după o viață în care te așteptai în fiecare seară sau deja erai obișnuit în fiecare noapte să sune de câteva ori alarmă, în orice moment, e clar că era acea adrenalină dusă spre extrem. Însă vreau să vă spun că sunt convins că foarte mulți dintre telespectatorii dumneavoastră au multe de spus pe un anumit domeniu și cu siguranță mulți dintre ei nu reușesc. Sunt convins că foarte mulți dintre noi avem o experiență pe care simțim că am mai putea o împărtăși și cu alții și din păcate nu avem acel prilej, nu avem acea posibilitate, să-i spunem acel noroc sau acea, eu știu, șansă sau... Doamne, da. Nu neapărat pentru toți a gândit la fel sau nu a avut timp pentru fiecare la fel. Pentru mine, efectiv, după toată perioada asta în care vă spuneam, zi de zi am fost la poligon unde vin săptămânal persoane, personal din două județe. Deci în fiecare săptămână sunt minim 6 militari din câte un județ, deci 12 militari care se pregătesc. Am văzut efectiv și am avut posibilitatea să intru în contact cu foarte multe din greutățile pompierilor din întreaga țară. Am schimbat informații cu majoritatea colegilor care au trecut în rezervă și care fiecare a încercat să-și găsească liniștea sau să facă o altă activitate. Mai ales faptul că am încununat și vă spuneam, mai avem acele lucrări de specialitate pe care vrem efectiv să le scoatem acum. E clar că am simțit că mai putem face ceva, cel puțin eu și colegul meu Radu Costică, care ca doi pensionari nu am vrut tineri pensionari. Noi am fost și colegi de școală militară și ne-am cunoscut și înainte. Am simțit într-adevăr că putem aduna informații și putem face lucruri pe care le putem prezenta domnului consilier de stat ca dumnealui să le prezinte în permanență mai departe în guvern, astfel încât noi pompierii să fim ajutați. La urma urmei, pompierii rămân în continuare pe loc întâi ca și încredere în inima, să spun, în inima populației din România. Este clar că avem acest sentiment plăcut că vrem să ajutăm și noi să ne păstrăm acolo și să facem tot ceea ce se poate pentru ei. Domnule colonel, acest sintagmă sau, eu știu, această expresie, domeniul, managementul situațiilor de urgență, dacă ar fi ca să spuneți pe înțelesul tuturor, cum ne-ați explicat? Noi vom încerca inclusiv și vă rog să îmi permiteți, pentru că eu reprezint o funcție militară în continuare. Domnul consilier de stat, colonel Radu Țipișcă, este militar. Este pe o funcție de general 4 stele, o spun cu mândrie pentru că e vorba de persoana lângă care mă aflu. Vă dați seama că noi, cei doi consilieri, nu putem face activități decât strict militare și care sunt în sprijinul Sistemului Național pentru Situații de Urgență, care încerc să vă explic. La nivel național avem nevoie de orice eveniment, orice situație de urgență care apare, să avem un for decizional care în foarte scurt timp să transmită ca și decizie către cei care execută, către comandantul acțiunii, către comandantul intervenției din teren. Avem nevoie ca acest flux să se întâmple într-un interval cât mai scurt, ca mesajul pe care îl iau cei care transmit decizia să ajungă cât mai repede la cetățean. Vă pot da niște exemple. În momentul în care, eu știu, ar apărea un cutremur, ar apărea o situație majoră, este clar că de sus, de la primele decizii și până jos la cetățean, trebuie să scurtăm intervalul, astfel încât populația să poată să-și ia măsurile cele mai urgente, să putem centraliza toate informațiile într-un interval cât mai scurt, ca forțele din teren să poate fi direcționate către localitățile, către zonele, către punctele respective, până la nivel de cvartal de locuințe. Pentru că vă mai prezentam în emisiuni, orice localitate, orice județ, orice unitate administrativ-teritorială are acele planuri de analiză acoperirea riscurilor. În ele sunt prezentate mai multe lucruri, dar închipuiți-vă că de sus, în momentul în care transmiți o decizie, poți debloca fonduri,
poți trimite resurse, dar nu poți să știi punctual cetățeanul ce are. Deci acest flux de sus până jos și invers ca informație trebuie să circule foarte bine. Deci partea de management înseamnă tocmai stăpânirea concretă a informației să plece de sus până jos, gestionarea ei și mai ales alocarea resurselor, fie în primul rând umane, materiale, ceea ce au nevoie cetățenii, bineînțeles financiare ulterior, într-un interval cât mai scurt. Cred că am explicat cel mai bine că partea asta de management prevede întreaga, un fel de radiografie cu tot ceea ce e, ca și medicul în urma radiografiei să știe cât mai repede unde intervine. Un fel de remeneu. Un fel de remeneu. Domnule colonel, mi-aduc aminte, tot aici în studio cu dumneavoastră, cum eu am rămas surprins când dumneavoastră povesteați că după fiecare intervenție, după fiecare incendiu, făceați câte o analiză. Nu știu dacă se mai practică și acum. Cu siguranță. Fiecare dată făceați câte o analiză, eu știu, modul cum ați intervenit, cum așa, la fel de bine mi-aduc aminte că din cauza dumneavoastră nu mai las încărcătorul telefonului mobil în priză, pentru că mi-ați spus că și de acolo poate porni un necaz. Sunt multe lucruri. Dar acum, la nivel de București, eu știu, dumneavoastră ați colaborat cu domnul colonel Țipișcă și la Suceava, la nivel de Suceava. Da. Acum la București, scuzați-mă, credeți dumneavoastră că bun, ați plecat și dumneavoastră și domnul Țipișcă de la Suceava. Cei, inspectoratul pentru situații de urgență, Suceava, va fi mai bine sprijinit, mai bine văzut de la nivel central, știind că acolo este colonelul Țipișcă și colonelul Popovici. Va avea mai mult, va dispune de mai mult sprijin, de mai mult suport din partea de la centru? Nu vreau să fiu ipocrit. E clar că te vei gândi întotdeauna când faci o analiză în familie, în celelalte, e clar că te gândești întâi la ei tăi. Dar aș vrea ca să vă spun că tocmai în planul de management al domnului consilier de stat este clar stabilit, sunt stabilite clar niște direcții de acțiune printre care să acordăm sprijin tuturor unităților, tuturor zonelor care vor efectiv să acționeze, vor să reușească să facă centre de pregătire, vor să reușească să facă subunități noi. E clar că menirea dumnealui și a echipei dumnealui este acolo de a încerca ca tot ceea ce ține de inițierea, de a promova hotărârile de guvern, de celelalte, să explicăm în timp cel mai scurt, să grăbim acei pași care pot să ajute și câteva proiecte mari, dacă tot le-ați menționat dumneavoastră și încerc acum să le clarific. Deci, în planul de management al domniei sale sunt stabilite lucruri legate de înființarea unor subunități de pompieri noi în zonele în care timpul de răspuns, analiza intervențiilor de care spunea asta a dovedit că avem anumite probleme, nu putem ajunge la timp, nu avem rampe de alimentare, nu avem, din statistica incendiilor pe anumite perioade sunt lucruri mai deosebite. E clar că acolo unde inspectorii șef prin Inspectoratul General se adresează domnului consilier de stat vor fi sprijiniți deja pentru înființarea acestor subunități. În momentul de față sunt 5 subunități care în cele 2 luni de zile au adresat această rugăminte și sunt sprijinite pentru acest lucru. Împreună, ultimul an, un an și jumătate, spuneam, am lucrat în centrul de pregătire de la Siret. S-a înțeles foarte bine și o altă acțiune deosebită e cea legată de pregătirea personalului la nivel național. Se dorește foarte mult ca cele 4 structuri mari, Departamentul Situațiilor de Urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Facultatea de Pompieri de Ofițeri, pe înțeles, și Școala de Subofițeri de la Poldești, efectiv să lucreze toate. Se dorește ca acest cabinet efectiv să încerce să fie liantul, cum spuneați dumneavoastră, să fie liantul celor 4, pentru că toți suntem pompieri, toți avem activități pe situațiile de urgență și este clar că aici sunt inițiate deja grupuri de lucru care să lucreze la programele de pregătire
să lucreze împreună ca toți, și școala, adică și subofițerul, și ofițerul, și inspectoratul general, să aibă aceeași gândire pe parte de pregătire, pe parte de formare, dar nu în ultimul rând pe parte de perfecționare. Centrele de pregătire de care vă spuneam, după modelul de la Siret, în momentul de față mai avem unul la Făgăraș, deschis luna trecută. În momentul de față sunt mai multe județe care și-au exprimat dorința de a face tipul acesta de pregătire, lucru real cu focul. Însă mai sunt vreo 10 centre în țară care desfășoară anumite modalități de perfecționare a personalului. Încercăm ca aceste modalități să le extindem la nivel național, iar cele care deja au deja experiență de un an, doi, să le ridicăm ca și grad de perfecționare. Este o activitate, din nou, care necesită un pic de timp, un pic de resurse, dar mai ales necesită ca în fiecare loc să facem acea echipă de oameni care vor și care cred în ideea că pregătirea e singura modalitate care ne poate menține în, acolo sus unde suntem acum. Nu în ultimul rând, se dorește ca întreaga legislație pe parte de sistem național pentru situații de urgență, pe parte de situații de urgență, ultimele hotărâri, ordonanțe care au apărut în ultimul deceniu, să le spun, să încercăm să le aliniem în așa fel încât în urma inițierii pe care o va face Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în urma analizei pe care o vom face în grupurile de lucru, să avem cea mai bună, cea mai clară, cea mai ușoară modalitate de a asigura acel management pentru situații de urgență pe care vi-l spuneam. Sunt mai multe direcții de acțiune și pe parte de a sprijini proiectele europene, proiecte cu fonduri europene și nu numai fonduri europene, dacă tot domnia sa este acolo, să fie și fonduri guvernamentale, astfel încât să promovăm activitatea și cu țările vecine, pentru că scopul final este să încercăm să ne, nu să încercăm, ne dorim să ne, să ne aliniem standardul european. Este mare nevoie și acum mai mult ca niciodată am reușit să înțeleg și eu, mergând într-o altă clădire, că este nevoie în permanență și să ajungă acel flux de acolo de sus și la nivelul detașamentelor. Raportarea asta cu Europa trebuie să se producă în continuare, pentru că e o cale care ne-a arătat că așa am reușit să avem o dotare foarte bună, așa reușim efectiv să obținem acele resurse de care avem nevoie. Singurul lucru care, și cred că aici va fi, și de asta poate am fost și eu selectat, partea asta de pregătire a personalului, pentru că nu trebuie să o lăsăm pe un plan 2, pe un plan secund, ținând cont că personalul îmbătrânește, din păcate toți îmbătrânim, personalul nu va mai avea aceeași capacitate motică, aceeași capacitate de efort și doar printr-o bună pregătire și menținerea organismului, în următorii 10-15 ani, personalul nostru va putea să-și îndeplinească cât mai bine atribuțiile. Domnule colonel, mai avem, eu știu, aproximativ 2-3 minute până la publicitate. Eu am o curiozitate. Ați spus despre, sau ați pomenit despre centrul de pregătire de la Făgăraș. Poate fi comparat cu cel de la Siret? Pentru că dumneavoastră sunteți, să fim sinceri, pionerul, cel care ați clădit acest centru de la Siret. Poate fi comparat pentru faptul că toți cei care lucrează acolo au venit în repetate rânduri la noi și au făcut cursuri cu noi. De la inspectorul șef, prim adjunct, deci toată comanda inspectoratului și încă vreo 15 militari șef de tur. Vreau să vă spun că am găsit la Brașov, pentru că centrul este la Făgăraș, dar ține de Brașov, am găsit un colectiv care și acum m-a furnicat pielea când mi-am adus aminte ce oameni deosebiți, ce oameni sufletiști și cu ce spirit de echipă am găsit acolo. De ce spun că poate fi comparat? Pentru faptul că am fost invitați de dumnealor, împreună cu fiul meu, Bogdan, am stat câteva zile acolo și efectiv am amenajat împreună cu ei acele chesoane de lucru pe care le avem la Siret. Le-am făcut identice cu cele de la Siret.
Deci avem personal care, ca și echipă, ceea ce regăsim și la Siret. Avem oameni sufletiști, ceea ce găsim și aici. Avem dotare acolo, ceea ce o găsim și la Siret. Și atunci eu mă bucur că în acest moment mai există un centru, pot spune, similar. Geamăn, dar la fel de mult mă bucur că am fost contactat de foarte multe județe și nu aș vrea să le spun acum pentru faptul că ca militar ați văzut că tot evit. Aș vrea să facem și apoi să spunem că am făcut. Deci sunt mai multe județe care ne-au contactat. Bogdan, pentru că eu sunt mai mult sunt la București în ultimele două luni, mi-a zis că a fost sunat de foarte mulți colegi de prin țară care vor efectiv să facă acest sistem de pregătire. Dă roade, capătă încredere și vreau să doar atât, ca să luăm acea publicitate de care ați spus, sunt foarte mulți care spun ceva de genul: după 10 ani, după 15 ani, după 20 ani, în sfârșit mă simt și eu pompier, pentru că am văzut flăcările pe deasupra capului, am văzut flăcările în jurul meu și mi-am dat seama că pot să stăpânesc focul dacă știu ceea ce am de făcut. Și să citiți din registrul istoric pe care îl avem la Siret, să vedeți cât militari, să nu spun măcar 9 din 10, care sunt atât de entuziasmați că efectiv au reușit, au învățat lucruri noi, le sunt utile și le aplică în practică. Deci e clar că mesajul, feedback-ul este foarte bun. Pozitiv. Și au căpătat încredere. Venind deci cu ceea ce vă spuneam, că se dorește foarte mult ca cabinetul domnului consilier de stat, să intervină, să sprijine, sunt convins că va ajunge mesajul. Și atunci, încet, încet, cum îmi place mie, am ajuns la cea primă întrebare a dumneavoastră și știți că eu reușesc să le evit. Vom ajuta pe toată lumea. E clar că inima lui Popovici rămâne în zona asta a Rădăuțului. E clar că fiecare gândește, dar toți au ușa deschisă în egală măsură și toți, cum îl cunosc pe domnul colonel, sunt convins că și am și văzut că îi primește cu brațele deschise. Eu vă mulțumesc pentru răspuns și nu avem ce face, revenim imediat după publicitate, așadar, îndată din nou cu domnul colonel Sorin Popovici. A revenit în studio aici la Raport de Eveniment, iar invitatul ediției de astăzi este consilierul guvernamental, colonelul în rezervă, Sorin Popovici. Domnule colonel, mi-a plăcut, ați vorbit cu entuziasm și despre activitatea noastră până la pensie și despre ceea ce v-ați propus să faceți, despre, eu știu, proiecte, perspective. Eu mi-aduc aminte că dumneavoastră sunteți autorul unor lucrări de specialitate în domeniul despre care știți atât de multe lucruri și despre care, în care ați făcut atâtea. Spuneați mai devreme ceva despre publicare. Intenționați să le puneți pe toate, să scoateți un manual? Deci noi, începând din 2007... Lucrare de specialitate. Da, începând din 2007, aducând acel model din Franța, nou model de pregătire, luând ca și analiză ghidul de referință francez, am publicat la vremea respectivă undeva la 5-6 lucrări care au abordat în mod deosebit stingerea incendiului și acest antrenament în lucru real cu focul, dar bucuria cea mai deosebită e că am reușit să implementăm la nivel național, în regulamentul național, abordarea fenomenelor complexe flashover și backdraft. Flashover-ul însemnând acea aprindere simultană a unei încăperi, cu siguranță cei care din păcate au avut acest necaz sau cei care au asistat la un incendiu au observat că la un moment dat, deci li se pare că e doar fum, ceva de genul ăsta, și la un moment dat ia foc parcă dintr-o dată tot. Așa e și definiția, aprinderea spontană, aprinderea generalizată a tuturor materialelor din încăperi. Și cel de-al doilea fenomen este fenomenul de backdraft, cunoscut și foarte simplu cetățenilor dacă au văzut într-un film sau dacă au fost la un incendiu. În momentul în care ai doar fum și când deschizi ușa, se produce așa o sferă de foc, o minge de foc care efectiv pune în pericol cel care deschide ușa, cei din jur și așa mai departe.
Noi am încercat până în 2010, deci 3 ani de zile, să implementăm la nivel național și să-i convingem pe cei de la București de această necesitate. Necesitate care, nu am fost noi sucevenii cei mai deștepți, era abordată de către Pompiliu Bălulescu, un foarte mare specialist de-al nostru, care încă de prin 73 aborda această pregătire și spunea că la un moment dat încăperea ia foc și pune în pericol pompierii. Deci abordarea era veche, însă pe semne erau persoane mai reticente care spuneau că nu ar fi încă nevoie sau ceva de genul ăsta. N-aș vrea să mă hazardez în partea negativă. Cert este că după evenimentul de la Dragonul Roșu, când din păcate am avut un militar care a decedat, care a fost surprins de fenomen, am avut un militar care efectiv a rămas cu arsuri foarte grave și i-a fost atunci afectat corpul peste 70% și s-a pus în pericol viața lui iminent. Am mai avut și vreo, dacă nu greșesc, vreo 7 militari intoxicați, a fost un incendiu deosebit. Grupurile de lucru întrunite ulterior și mai ales deschiderea care a apărut au lăsat, să zic așa în ghilimele, au lăsat introducerea și abordarea acestui nou tip de pregătire și implicit de studiu. A fost un moment în care am reușit să atragem atenția prin acel poligon pe care noi l-am început la Siret, pentru că am devenit prima subunitate care, pe lângă faptul că vorbea, și arăta. De aici a apărut și de asta gândiți-vă de ce avem noi primul poligon european cu fonduri europene. În momentul de față am trecut de PUZ, deci deja suntem la stadiu de achiziția proiectului. Deci am reușit un an și ceva toate căile pe care le-am avut, avize, studiu de fezabilitate, celelalte, deci nu mai intru în detalii, să fie obținute și în momentul de față va fi achiziția proiectului și implicit vom trece la primele săpături, să le spunem așa, să primele amenajări. E clar că am reușit să arătăm tuturor practica asta a noastră, a fost acceptată la nivel național și după ce a fost acceptată la nivel național, a fost transpusă în regulamentele noastre de intervenții. Interesant. Și avem o satisfacție deosebită. Sigur. Că această echipă, pe lângă faptul că a făcut partea teoretică, a reușit să demonstreze și partea practică în poligonul de pregătire. De asta mă întorc și la întrebarea noastră anterioară, dacă sunt și alte județe, dacă vor. Deci toți ceilalți au înțeles de această, eu știu, necesitate, să-i spun așa, de pregătire. În plus, în trecut am mai avut niște lucrări legate de parte de echipe de salvare, pentru că, după cum ați văzut, noi ca și pompieri avem 14 riscuri de bază, să înțeleagă telespectatorii, dar mai avem și 41 de riscuri asociate. Deci tot ce înseamnă, tot ce pune în pericol omul, casa, animalul, pompierul trebuie să intervină. E clar că este nevoie de o pregătire a pompierului pe categorii, dar din păcate, cum suntem puțini în curte, e clar că fiecare pompier trebuie să cunoască mai mult, să aibă mai multe specializări, să le spunem așa. Atunci am gândit un ghid al echipei de salvare, care, de fapt, acum, în noua lucrare care va cuprinde 7 ghiduri, tratarea fenomenelor complexe la alt nivel față de ceea ce am făcut noi studiu, o carte anterioară, o standardizare a intervenției, deci acest ghid încearcă să vină în sprijinul unui șef de tură, în sprijinul personalului, când ajunge la fața locului, concret, să știe ce are de făcut, să respecte niște etape, etape procedurale. Sau mai exact să înțeleagă cetățenii, un avion care se prăbușește, trebuie să faci câteva lucruri să încerci să redresezi. Noi considerăm că și pentru pompier care intervine și salvează viața unei familii, care trebuie să aibă grijă de propria viață, este foarte important în acele prime minute în care, primele minute în care vine la fața locului, să știe foarte bine ce are de făcut. Poate minutele decisive, sunt minute decisive. Sunt minute pentru care o persoană, un copilaș care este surprins de incendiu, dacă îl scot de acolo cu 15-20 de secunde mai repede și el nu intră în stop,
toată viața lui va decurge cu totul altfel ca atunci când eu întârzi acel minut sau jumătate de minut. Deci de asta încercăm și pompierii în primul rând să înțeleagă că intervenția noastră ca la carte, măcar acele primele minute, pentru că ulterior intervine și oboseala și toate cele, dar alea primele pot fi primordiale în a-i reda sau a face cât mai puține pentru viața celor pe care noi acolo îi întâlnim. O altă lucrare, un alt ghid este de cercetarea cauzelor de incendiu. Experiența celor 30 de ani a mea, a domnului consilier de stat, a colegilor care, a fiul meu, care lucrăm la carte, a colegii noastre de acolo, efectiv să încercăm să venim în sprijinul colegilor cu tot ceea ce am găsit noi, cu spețe, cu celelalte, un fel de ghid ajutător cum să cerceteze cauza de incendiu. Legislația în vigoare ne obligă în continuare ca noi pompierii să stabilim cauzele de incendiu. Un alt ghid e cel legat de incendiile de pădure. Zona noastră este o zonă, Suceava rămâne în continuare, avem incendii, vedeți, prin țară și în momentul de față sunt foarte multe incendii, pentru că ne gândim că oricum această lucrare, această culegere va ajunge, cum vă spuneam, efectiv pe masa multor colegi de-ai noștri pentru a fi studiată și aplicată și, cum vă spuneam, domnul consilier de stat a purtat deja discuții în Moldova, astfel încât pompierii moldoveni deja au cerut parte din ei acest ghid să vină în sprijinul lor. Mă refer la întreaga culegere. Nu în ultimul rând, avem un ghid psihopedagogic. Din dorința de a încerca să venim în sprijinul celor care au trecut de perioada de adaptare, dar am plecat de la o idee. Pompierul militar care vine la servici e obosit de multe ori cu problemele de acasă. Mai are o rată la bancă, mai are poate o problemă în familie, poate are pe cineva bolnav. De la el, eu, instructorul, eu, șeful de tură, trebuie să scot maxim din ceea ce pot. Nu pot face să scot maxim dacă eu nu încerc să-l și înțeleg ce probleme are și unde poate fi ajutat. O vorbă bună, nu o marginalizare. Dacă cineva poate nu vorbește, să plec de la ideea, poate are o problemă și orice îi vine acum să facă decât să vorbească. N-am niciun drept, la urma urmei, să-l marginalizez eu, ceilalți colegi. Deci acest ghid se dorește și în urma unor studii făcute pe sute de militari, într-un interval de tot la 2 ani, la 3 ani, tot am făcut un studiu prin completarea unor chestionare anonime interpretate de sociolog, de psiholog și așa mai departe, deci sunt vreo 4 studii în acest ghid, astfel încât militarii citind ghidul și citind întrebările acum, chiar dacă ele au fost cu caracter anonim și efectiv sociologul a făcut interpretarea, acum va putea cu adevărat va avea cu adevărat posibilitatea să-și dea seama unde se regăsește. Nu vreau să trec peste lucrul ăsta și aici îi mulțumesc din suflet fiicei mele, Luana, care în calitate de sociolog m-a ajutat toți acești ani. Încă din anul 3 de facultate și ulterior ea a fost, și trebuie să o spun cu mândrie, că a fost șefă de promoție făcând facultatea de sociologie la Iași. Deci încerc să spun, de aia am pomenit de anul 3, de când am și avut curaj ca să am o interpretare cât mai sigură. Și atunci a fost poate mai la început, dar ulterior aceste studii m-au ajutat și așa am reușit să facem aceste interpretări. Studiul a fost trimis deja Inspectoratului General, care bineînțeles în analizele pe care le-au făcut au luat parte și din aceste idei și am confirmarea colegilor de la IGSU că au fost folosite. Nu în ultimul rând, partea de pregătire pe parte de capacitate motrică este un alt ghid care se va regăsi în culegere și care vine în sprijinul tuturor pe parte de menținere a capacității de efort. Aici vă spuneam că fără o pregătire în continuare, dar mai ales pe partea de pregătire fizică, dacă nu reușim să ne menținem organismul, eu am încercat și am atras atenția și acum când am fost într-o ședință și i-am prezentat domnului consilier de stat, domnul Radu Țipișcă, faptul că din strategia de pregătire a personalului operativ din IGSU, undeva prin anii 2020-2022,
mai bine de jumătate din efectiv va avea vârstă de peste 50 de ani, 50-52 de ani. Eu nu am 50 de ani și încerc să mă gândesc, mulțumesc la fel și dumneavoastră, încerc să mă gândesc acum să urc pe scară, să alerg pe bârnă, să urc pe casă, urc și mai văruiesc, grăvesc pe acasă, dar nu în cele 2-3 minute care e necesar. Dacă nu vom reuși, pentru că personalul care va avea 50-52 de ani, cu siguranță va dori să prindă o pensie militară, să mai stea un 5 ani de zile. Cei 5 ani de zile, închipuiți-vă că avem un foc la marginea și coboară jumătate din personal peste 50 de ani. Deci este un lucru care, din nou, și sunt foarte multe, deci nu cred că ajunge o emisiune să vă spunem toate lucrurile pe care noi le avem deja prezentate domnului consilier de stat și sunt în atenție și sunt deja mare parte din ele discutate cu domnul ministru Arafat, cu domnul general Iamandi, cu domnul Coel Dragnea, domnul Radu, persoane care sunt cu domnul decan Trache, cu domnul colonel Constantin de la școala de subofițeri. Deci sunt discuții pe care deja le-am avut în grupuri de lucru și pe care vă spuneam noi, ne dorim cu adevărat să le discutăm, să putem veni în sprijinul pompierilor. Sperăm deci această lucrare, această culegere care deja noi am luat legătura cu editura mai și am stabilit anumite lucruri în cel mai scurt timp să apară și să vină în sprijinul tuturor celor care considerăm că au nevoie de ea. Eu aș vrea ca să vă referiți acum și la perioada, mi-a plăcut cum a spus perioada după ce ați ieșit la pensie până ați plecat la București. Pentru că nu sunteți omul care să stați în casă. Mi-a plăcut adineori când ziceați că ați stat o lună de zile prin magazin, v-ați uitat în dreapta, în stânga, v-ați agitat. Cum ați reușit să treceți peste această perioadă? Eu știu cum ați trecut. Tot în poligon acolo ați fost. Înainte de a trece în rezervă, domnul general Burlui, care a avut o relație deosebită profesională și umană și căruia îi mulțumesc pentru multe din satisfacțiile pe care mi le-au oferit de-a lungul vieții, purtam discuții în continuare și încercam să-i spun ceva de genul: voi merge la pește, voi avea grijă, fiul meu este un pescar, nu că înrăit, dar cel puțin are tot felul de scule, cum spun pescarii. Credeam că voi reuși și eu, voi îmi face plimbări, voi... În primele zile am încercat să-mi găsesc de lucru pe lângă casă, având casă, știți cum e, mai tundeam gazonul, mai fiind în perioada asta de vară, ieșind, trecând în rezervă în perioada iulie. Vă dați seama cât pot să tunzi gazonul, o oră, două, și dacă îmi luam ceva, mai un trimmer mai mic, mi-am luat și unul performant care m-a ajutat imediat. Să-i faceți și breton și perciun. Da, și atunci am încercat să mă regăsesc mai ieșind. Discutam cu colegi din țară ce fac și, bineînțeles, și ei, ca și mine, după o viață lucrând, mai ales pentru mine, care am lucrat numai în operativ, exceptând acea jumătate de an. Deci s-au adunat undeva 29 de ani de alarmă, de sculat, de echipat rapid, de bărberit și fără săpun sau știu eu ce altceva. Și atunci mă regăseam mergând prin depozite zicând că am nevoie să mai fac pe lângă casă. Dar și pe lângă casă, vreo două săptămâni, am terminat și acel lucru. La pește n-am fost nici în ziua de astăzi. Recunosc că, deși credeam că îmi voi găsi liniștea pe acolo. Și atunci am purtat în permanență discuții cu domnul general Burlui și am încercat să explic, deși dumneavoastră lui spunea că era convins de treaba asta, că nu voi încerca eu să fac altceva. Și cred că a fost o discuție comună, nu pot spune că eu l-am rugat pe dumnealui sau dumnealui mi-a propus, dar a fost ceva așa curs, m-aș simți foarte bine și fără nicio altă, deci fără a fi retribuit, fără a face, să mă regăsesc acolo, pentru că simțeam că în momentul ăsta mai pot câțiva ani să-mi fac și un altceva și mai ales dorința că, fiind în fiecare zi acolo, fiind la curent și ulterior am fost cooptat în toate grupurile de lucru, toate întrunirile care au avut loc pe proiectul european, pentru că sunt acele ședințe lunare care au loc, am fost cooptat în continuare. Deci, efectiv, m-am regăsit și mi-a dat un suport moral, astfel încât să pot să fac, să mă simt util. Deci, ceea ce
încercam să spun și am să mă mai mărturisesc. Rugam și pe domnul consilier de stat atunci când consideră dumnealui sau și eu consider că nu mai sunt util și nu fac lucru care îl fac din afinitate, din plăcere, din pasiune, să accepte sau dumnealui să-mi spună, domnule, mai bine încetăm raportul. Deci dacă nu mă simt util, consider că mai bine fac altceva. E un fel de a-l fi, ce să fac? Pe semne că e undeva acolo acest sentiment de a fi util, de a face ceva, de a te, cum spun, de a te bucura, dar nu că cineva vine și eu apreciez că sunt în emisiune cu dumneavoastră, dar știți prea bine că nu am căutat niciodată publicitate sau corect, alte aveți dreptate. Mi-a plăcut întotdeauna așa, să văd lucruri care se realizează. Mi-a plăcut să văd un militar care a plecat și mi-a dat un telefon și mi-a zis un simplu mulțumesc. Nu, dumneavoastră, cine sunteți, ce ați făcut? Un simplu mulțumesc e mai mult decât 1000 de cuvinte care nu știu cât de sincere sunt. Și atunci asta a fost, eu știu, perioada care trebuia să o depășesc. Odată depășit, fiind zilnic la ora 7 la poligon, deja m-am regăsit. Acel colectiv pe care l-am format, am văzut că, cu mici excepții, nu s-a schimbat în totalitate, am reușit efectiv să duc în continuare, să zic, această plăcere pe care am avut de a lucra acolo. Bun, despre dotarea pompierilor suceveni dumneavoastră, sunt sigur că știți foarte bine. Ei, acum, la nivel de București, ați văzut cum e și în alte zone ale României. Unde credeți dumneavoastră, în condițiile în care ați vizitat Franța sau unde ați mai fost dumneavoastră și ați văzut activitatea sau din activitatea pompierilor de acolo, unde credeți că ar mai trebui de lucrat, de importat sau de dotat? O să vă surprind, domnul Luigi, o să vă surprind prin faptul noastră și pe telespectatori. Am fost în Franța și Germania. În aceste două țări am posibilitatea ca să văd, adică aici, în aceste două țări, am fost în subunități de pompieri. În aceste două țări am văzut pregătirea la pompieri. În Franța am desfășurat în două etape pregătire acolo. Fiul meu, Bogdan, a fost în Slovenia, unde a făcut un curs de formator pentru activitatea ce o face la Siret și a avut posibilitatea tot așa, timp de 10 zile, să facă pregătire acolo. Pe parte de dotare, spuneam că am să vă surprind, să vă spun că pompierii în momentul de față au o dotare dintre cea mai bună la nivel european. Interesant. Deci, în momentul de față, noi avem tehnică încât ceea ce există în subunități, mai ales în subunitățile de reședință, care înglobează toate riscurile. Deci aici mă refer și pe partea de CBRN-ul, de cercetare biologică, radiologică, nucleară, pe parte de cutremure, avem descarcerare grea, deci acele mașini care sunt dotate, care pot ridica plăci de beton, mașini, tiruri și așa mai departe. Pe lângă astea mici, cum avem la Rădăuț, la Siret, la Vicov. Pe parte de scafandri, în fiecare județ deja avem scafandri care pot interveni pentru salvarea persoanelor de la înnec sau persoană din păcate înnecate. Deci avem o dotare care în momentul de față ne aliniază acolo sus. Mai este nevoie, din punctul meu de vedere, să încercăm ca să ne facem cunoscuți nu numai la concursuri. Vreau să vă spun că echipele noastre care merg la concursuri în Europa deja se clasează cel puțin în primii 10 la fiecare concurs, ceea ce denotă pe partea de descarcerare, pe prim ajutor, pe concursuri profesionale, sportive, care arată clar că noi și nu am putea onora și nu am putea să fim pe primele locuri dacă nu am avea și noi o tehnică bună, dacă nu am putea face pregătire într-un ritm și într-un specific cât mai european. Cred că problema, sau să zic așa, momentul de față, ceea ce nu prea stăm bine, este partea de pregătire. Din păcate, partea de dotare, celelalte lucruri legate de abordarea unor cadre, de nemulțumirea unor cadre, pentru că știm mesajul lor, știm greutățile cu care se confruntă, au mai determinat pe alocuri și mai ales problemele legate de, dacă am vorbit de dotare, ar fi de parte de pregătire. Aceste centre naționale
care să întrunească toate condițiile unei bune pregătiri. Să fiu mai explicit. Avem în zona noastră Rădăuțiu, Vicovu, Siretu. Avem un personal de 20 de oameni pe tură. Când oamenii vin cele 20 de persoane, în fiecare zi vedem ambulanța roșie prin municipiu, prin celelalte două orașe. E clar că au 3, 4, 5 ieșiri. Cele 3 persoane care sunt pe smurt, cei care dimineața, am înțeles că a fost un foc la Slobozia, în trecut aș fi avut și vă puteam da mai multe detalii, acum din păcate știți dumneavoastră mai multe, vreau să vă spun că cei care au fost acolo, cei care au lucrat astăzi, nu mai pot face acea pregătire pe care o tot invocăm. Este și obosit, a venit și după o zi de nesomn sau ceva de genul ăsta. Este clar că pregătirea nu o putem desfășura decât în centrele de pregătire. În centrele de pregătire unde efectiv el să facă o minimă specializare, să-și readucă aminte acele proceduri pe care vi le spuneam la început. Urmând ca la subunitate, cele trei pe care le-am menționat, să facă doar lucruri legate de menținere. Să facă o alergare, să intre în sala de sport, să facă un pic de aparate, cum spun ei. Da. Deci avem nevoie de aceste centre ca minim o dată pe an, noi ne-am dorit de două ori pe an, timp de două săptămâni, militarii să meargă și să-și readucă aminte de lucrurile pe care ei sunt încadrați. Dacă el face parte din echipa de căutare, dau un exemplu, să fie în acel centru și să-și readucă aminte, pentru că nu are timp la subunitate, cum spuneam. Deci aici este, cum să zic eu, lucru la care și noi, și domnul consilier de stat a încercat și deja nu a încercat, încearcă și unele lucruri deja au pornit, spun eu, să încercăm efectiv să ajutăm aceste centre să apară cât mai repede. Este nevoie în mod deosebit pentru că gama se extinde, intervențiile de la zi la zi cresc și vreau să vă spun că odată cu dezvoltarea societății, cu partea economică și așa cum, ne arată statistica că niciodată nu am avut mai puține intervenții în anul următor. Întotdeauna suntem pe o scară deci întotdeauna vor crește. Așa. Ar mai fi o mulțime de probleme pe care să le dezbatem aici, să le abordăm. În schimb, dușmanul ăsta nostru, care se numește timpul, nu ne lasă. Domnule consilier guvernamental, vă mulțumesc frumos că ați venit, ați răspuns invitații pe care v-am făcut-o noi, cei de la televiziunea Cromtel, și într-un minut jumate l-aș întreba pe Sorin Popovici, ce așteptați dumneavoastră în continuare? Mă refer la activitatea de la București, la casă, la... Îmi doresc să am început cu lucrul ăsta și vă dați seama, pentru a putea sta acolo, pentru că mulți m-au întrebat ce Dumnezeu m-am gândit eu acum, în loc să stau liniștit lângă casă, La pescuit sau cu altceva, ce caut poate acolo. E clar că a putea să-mi desfășor cât mai bine și cât mai relaxat munca acolo, e clar că am nevoie de o familie sănătoasă. Deci e clar că mă rog la Dumnezeu și pe lângă faptul că sunt bunic deja, pe lângă celelalte, vă dați seama, da, un bunic tânăr, pe lângă acea minune, fetița Maria, care e da, fetița lui Bogdan, vă dați seama că, deci încă o dată, am nevoie de liniște din partea familiei sub aspectul de sănătate. E clar că echipa în care cred, e clar că alături de domnul consilier de stat, de domnul colonel Radu Țipișcă, domnul colonel Radu Constantin, colegul și prietenul meu care suntem acolo, simțim oarecum și discutăm în permanență că putem face ceva, putem duce deci acel mesaj în continuare, putem reprezenta pompierii la nivelul cel mai înalt. Cum spuneam, putem să-i prezentăm domnului consilier de stat, că dumnealui nu încerc eu să transmit acum, că eu sunt la ședința nu știu care. E clar că prin domnia sa partea efectiv de care este nevoie. Este nevoie să fim înțeleși și să nu fie orgolii din partea celor patru structuri pe care vi le spuneam, pentru că toți suntem pompieri și toți avem un țel comun.
pentru că la urma urmei suntem și toată activitatea pe care o avem trebuie să o desfășurăm pentru siguranța cetățeanului. Să încercăm efectiv să ne menținem acolo în încrederea lor, pentru că oamenii și-au dat seama că pompierii cu adevărat sunt pentru ei. Sunt mesaje care nu aș vrea decât să le las într-o latură militară și mă bucur că m-ați înțeles și nu mi-ați pus și alte întrebări pe care, sincer, am stat puțin cu inima așa, nu îndoită, dar vă cunosc diplomația și celelalte și știți că vă apreciez foarte mult, de aia am și venit. Noi suntem în continuare consilierul unui militar, suntem pentru pompieri, suntem pentru cetățeni și cu siguranță nu poate fi decât bine. Doamne, Doamne, ne va ajuta cu siguranță să fie cât mai bine. Mulțumesc încă o dată, așadar punem punct final ediției de astăzi a raportului de eveniment. Vă reamintesc că în studio a fost consilierul guvernamental, colonel în rezervă Sorin Popovici. Eu sunt Luigi Gorogoiu și până data viitoare vă doresc toate cele bune.